By the way, ia uite ce poșetă simpatică am primit de ziua mea de la Ioana Dumitrache. Uite ce poșetă frumoasă am primit. O să fie superbă pentru rochia mea albă pe care mi-am comandat-o zilele, săptămânile trecute și a venit. Și am făcut deja un TikTok cu ea, o să vi-l las pe aici. Foarte frumoasă, îmi place. Este tam potrivită pentru vară și poți să o și ridici mai sus dacă vrei. Are și franjurile astea pe care sper să nu le atace Beliaș. Și aici mai am o pereche de cercei pe care vreau să vi arăt, pentru că sunt, cred că, printre puținele mele perechi de cercei argintii, adică în nuanța aceasta, care se potrivește nuanța, adică, cu inelul meu de logodnă. Eu nu am nimic aur, alb, argint care să meargă cu inelul ăsta și de multe ori port perluțe la urechi, perluțe unde se vede foarte puțin auriul, dar ăștia sunt niște cercei unde chiar, pe care chiar pot să-i folosesc împreună. Mai am și aceste superbe flori cu o orare foarte simpatică de la părinții mei. Și bineînțeles că și florile astea sunt tot de la Aelia, care face niște chestii superbisime în Pucioasa. Treaba este că aș vrea cumva să le scot și să fac și cu lalelele astea un aranjament cum am făcut cu astea de aici, dar nu știu exact în ce să le pun, pentru că nu mai am plasă pentru ele și nu am neapărat nici recipient. Buturuga asta trebuie să o păstrez, am primit ordine de la mama, dar oricum e foarte frumoasă și nu trebuie aruncată, adică îmi place foarte tare. Am aici și niște, cum se numesc ăștia, clopoței, cred, dar sunt destul de trecuți. Mai am, uite, o lalea care e și ea trecută, dar mai am foarte multe lalele care în continuare sunt faine și nu vreau să le arunc. Așa că ce ziceți? Facem împreună un aranjament sau nu facem? Am decis să fac nosta și am să pun și un pic din acest pliculeț de hrană pentru flori și ia să vedem. A, cam așa mi le doream. Bine că nu sunt, cred că sunt nițel cam scurte totuși, dar trebuie să pun eu ceva acolo jos sau cine? Ia să încerc să le punem așa și vedem apoi ce și cum. Sunt 13 lalele care vor supraviețui în continuare, pentru că mai am vreo două, cred, mov, care nu mai duc multă vreme, pentru că sunt destul de trecute. Asta înseamnă să n-ai vaze în casă, domne. Și chiar am fost la Ikea acum ceva vreme și am vrut să-mi iau niște vaze și am o vază, mă rog, mai exact, și am zis, ce să și fac cu vaza, lasă că am una și mi-ajunge și ia uite că am una și mi-ajunge. A, ce drăguț. Da, nu mi-ajunge ăsta. Îmi trebuie un alt recipient mai micuț. Uite, așa aș fi vrut să stea. Trebuie ceva mai mic. O să caut. O să dăm ăsta mai așa un pic ca să vedeți mai bine. Mă gândeam să folosesc această cană gradată, care e vizibil mult mai mică decât mi-ar trebui. Dar s-ar putea să arate bine. Ia să încercăm. Asta e prea înaltă. Dar o să încerc să le pun așa un pic de curiozitate. Să vedem dacă intră toate, că s-ar putea să nu intre toate. Și atunci ce am făcut? N-am făcut nimic. Pac. A, ba, intră, mă, intră foarte bine toate. Cred că pot să pun și un pic de eucalipt sau cum se cheamă, firele acelea verzi. Astea, adică. O să le mai tai codițele, că unele sunt prea înalte și nu mă ajută nici pe mine, nici pe ele. Dar e bine că am văzut că intră toate aici. Asta e momentul să începem să tăiem la codițe. Problema este că rămân... Ah, hai că uite, mai rămâne... Mi-e teamă că rămân fără frunze și din ce știu eu, ca florile să reziste mai multă vreme, e nevoie, pe lângă să le schimbi apa mai des, să nu fie frunze în apă. Și atunci nu vreau să pun frunze tăiate în apă, doar așa de dragul de a mai avea ceva verde. Apropo de... Cum, de ce vorbeam mai devreme de simboluri și superstiții și așa mai departe, sunt curioasă dacă sunt pe aici oameni care, adică sigur sunt, dar sunt curioasă dacă mai credeți în chestia aia cu să nu ai flori cu număr par ca în vază sau mai rog, să nu primești. Sunt curioasă dacă mai credeți în treaba asta, că eu încă nu știu ce să zic. Uite, asta ar trebui, nu știu ce să fac cu frunzulica asta.
Da, după cum ziceam, să-mi spuneți și mie dacă mai credeți în treaba asta, dacă vă ghidați după ea, dacă nu vă ghidați, că eu în prezent, sincer, nu știu dacă să mă mai ghidez după asta sau nu. Mi se pare așa ciudățică, adică ce treabă are dacă e sau e cu soț sau fără soț. Important e că ai flori acolo. Chiar vine cineva, oare mă gândesc, vine cineva să-ți numere ție florile din glastră? Aștept părerile voastre, opiniile voastre și, by the way, vreau să zic încă de pe acum că there is no wrong or right, adică oricare ar fi opinia voastră, e în regulă să o aveți. Nu vă temeți din a o împărtăși. Da, cred că, și acum cred că mi-am răspuns și mie la întrebare, cred că mie nu prea-mi pasă de treaba asta. Adică dacă ar fi să mă iau numai după ce gândesc eu, nu cred că mi-ar păsa, cred că doar mă mai iau după chestiile astea de la bunici. Uite, mi-ar plăcea să o păstrez și pe asta, dar e clar că e cam duță, săraca. Nu cred că o mai țin, că nu pare să se mai închidă, pare că va pica, iar cealaltă este și mai dusă, ia uite. Nu mai pot să le mai țin pe astea, cred. Oricât apă cu hrană i-aș băga, eu nu cred că e mai ok. A, și mai am una aici care a picat. Ia, să vedem dacă mai pot să mai salvez ceva, dar nu cred. Cred că asta cam fost tot. Și să încep să pun dintre astea acum, să dau jos din pampazul ăsta. Wow, iese chiar foarte frumos. Nu știu dacă voi reușiți să-l vedeți, dar chiar iese foarte drăguț. V-am zis că toate florile astea sunt de la Aelia din Pucioasa. Nu știu dacă o urmăriți pe Aelia, dar dacă nu o urmăriți, trebuie să o urmăriți. Pentru că e o tipă grozavă. Are o florărie în oraș împreună cu prietenul ei, care mi-a fost și coleg de școală și de bancă. Acum îmi dau seama, ia să pun niște apă aici. Mi-a fost coleg și mi se pare atât de tare că au această afacere împreună acolo, pentru că Pucioasa e un oraș destul de mic și, mă rog, mie mi se părea destul de greu să găsești nice things acolo, dar Aelia este unul dintre aceste nice things, adică e o florărie chiar foarte frumoasă, merită toată atenția voastră. Dacă treceți pe acolo sau dacă aveți rude care locuiesc în apropiere de Pucioasa și au nevoie de flori, ei fac și livrări. De exemplu, soacra mea s-a folosit de serviciu de livrări ca să trimită niște flori unei alte rude de ziua ei pentru că nu avea timp să o viziteze. Și cred că și florile mele tot cu o livrare au venit. Uite ce fain! Și să mai bag, cred că pe lângă. Ia să le pun pe astea mai micuțe pe aici. Ăsta l-arunc, că nu-mi place cum arată. Vai, cât pampas mi-a pus aici. Mie îmi place foarte mult pampasul. Îmi place că mă umple de pampas, dar adică de firicele din astea. Ador aici ce a ieșit, chiar mi se pare foarte drăguț. Oare să pun și din pampas așa să iasă din el? Nici nu știu. Da, chiar e foarte simpatic. Uite, sunt aici niște locuri unde cred că mi-ar mai trebui o lalea. Sau o să o mut pe asta mai așa. Și am mai echilibrat un pic balanța. Foarte fain arată, look at this. Se vede că îmi plac florile, chiar se vede. Așa! Dacă aș putea să-mi fac și eu un pic de loc aici lângă pisul, ar fi o treabă. Cred că mai am un pic de produs pe față de la... Mi-am pus ceva pentru acne. Și vreau să vă arăt 3 colete, pentru că am primit 3 colete. Și o să încep cu ăsta de la Alpro. Eu sunt super încântată că am început să primesc chestii pe food. Pentru că mie îmi place foarte mult să gătesc. Știți că îmi doresc foarte tare să am un spațiu din ăsta superb atunci când o să gătesc. Motiv pentru care bucătăria este una dintre chestiile care mă încântă cel mai tare la casă. Și mă rog, am început să microiesc așa un pic drum în direcția asta și aici în apartament. Deși nu mă simt neapărat așa mulțumită cu ce am în bucătărie. Dar am primit un colet de la Alpro. Pro, semn că acele rețete delish pe care le fac eu pe Instagram și se numesc delish pentru că pe cover scriu delish pe toate, ca să știți dacă vă uitați acolo că ăla este un material cu o rețetă. Și am primit acest nut milk care nu este lapte normal, este practic o băutură care imită laptele, dar e pe bază de plante și văd că au cu 1,8% grăsime sau cu 3,5% grăsime și de-abia aștept sincer să fac și eu ceva gustos cu ele, să le încerc. Că mie nu prea îmi place laptele, în general, adică. Mai beau lapte de migdale sau alte chestii din astea, dar laptele mie nu-mi place. Nici în cereale așa nu prea dau un vânt după ele, așa că sunt foarte curioasă de ăsta. Mi-a venit și un pic de apă în gură, dar doar de curiozitate. Când eram mică, mă tot alergau ai mei prin casă să beau lapte și...
mie nu-mi plăcea absolut deloc. Așa că sunt super excited de astea, să vedem ce o să iasă. Mai am aici un colet, stați, las pe ăsta de la Benefit ultimul. Mai am aici un colet de la SL care arată cam așa, mi se pare foarte frumos și fancy, trendy. Și când îl desfaci, se ridică aici 200%, nu știu dacă se vede. Și mai am aici un mic carnet cu toate detaliile despre această mascara. Este mascara Lash. Și cam pe aici am rămas fără baterie la lavalieră. Iuhuhu, ce bine! Dar vă spun eu, se numește mascara Lash Clash. Este o mascara potrivită pentru persoanele care își doresc volum. Am testat și periuța într-un video pe TikTok și cred că o să apară și pe Instagram cât de curând. Mi se pare că se pară foarte, foarte bine genele, mi se pare că oferă alungire, oferă într-adevăr și ceva volum, nu încarcă, e o mascară faină una peste alta. Și dacă tot suntem la capitolul pachete de desfăcut, să știți că mai am un pachet de la Benefit. Mi-au trimis The Real Extreme Precision Liner, care este acest liner pe care îl vedeți acum, la pachet cu The Real Magnet Mascara. Nu știu dacă voi ați lua contact cu produsele lor, The Real este mascara lor bestseller și e potrivită pentru alungire și ceva volum și intensitatea culorii, însă de data asta au venit și cu un eyeliner care cred că era de mult, mult, mult așteptat. El e disponibil în variantă negru și în variantă maro și trebuie să vedeți chiar acum vârful acestei periuțe pentru că el mimează o pensulă de eyeliner, este foarte precisă, foarte intensă și rezistă câteva ore chiar bune. Da, hai de vino. Hai. E curios. Iată-l pe mâțul, mâțul mic care s-a semi-obișnuit, momentan mănâncă într-un final, dar foarte, foarte bună a fost acomodarea de data asta. Se pare că era nevoie să mai mergem o dată sau de două ori să venim încoace ca să se mai obișnuiască și el pe aici, ceea ce pe noi ne ajută foarte tare pentru că dacă vrem să plecăm pe undeva e bine să știm că avem unde să-l aducem. Ia uite, ții-mă pisul, hai vine încoa, hai de vină. Vino, iubitule! Vino! Hai! Vrei să vii? Așa! Bravo, scumpul mic! Of! Bă, ce drăguț ești! Drăguțule! Drăguțule micuțule! Aici ai o tonă de păr! Nu de la el, cât de la prietenele lui de aici, de la ai mei de acasă, pentru că ele sunt mai închise un pic la culoare. Dar da, avem un update. Good update-ul ăsta. Eu sunt total neinteresantă, de aia nu mă filmez, că tocmai ce am ieșit de la duș. E noapte afară. Ia uite-l bă ăstea, bă, nu-ți arăta curul la cameră. Bă, drăguțule, bă, frumoasele. Deci voi vedeți? Nu-mi vine să cred că s-a relaxat așa de tare. Toarce chiar. Nasul tău de pisică. Nasul tău. Oh, scumpul de el.
foarte teamă mi-a fost cu el că nu o să-i convină, că o să fie panicat, că aia. Dar a venit singur și s-a așezat pe canapea. Deci, cred că suntem bine. A treia oară, ești un paradis. Când te aduc a treia oară în tabără. Obosită-ne. Deci, de data asta avem feedback bun pentru această plecare de acasă. N-a mai fost ca data trecută când s-a deranjat la stomac și a mai fost și rău și toate cele. Acum, sincer, cred că e constipat, dacă mai vreți cat shit stories, dar na. Bă, i-au ieșit și analizele bine, by the way, dacă mă urmăriți pe Instagram. Știți că am fost cu el la analize. Și a făcut o analiză de paraziți, să zice să mănânce ceva. Și a ieșit negativă. Partea bună e că știm că nu are paraziți, probabil că are, adică sigur are de parazitarea făcută conform actelor, deci înseamnă că e de parazitarea făcută și în realitate. Problema este că dacă nu ai paraziți, then what the heck do you have? Bă, simtă-l în tine. Nu știu dacă l-auziți, dar toarce. Nu? E foarte mulțumit și toarce. Și suntem în pat. Bă, iubitele. Eugen n-a mai rămas în seara asta cu noi. El, părinții lui acasă, acolo doarme. Și noi am rămas aici singuri, în patul ăsta de două persoane. Aia. Bă, ce bă de tine. Bă. Stați că avem o plimbare de făcut. Ce să facem? Unde să mergem ea? Ai o plimbare de făcut sau ne băgăm la somn? Nu știu ce avem de făcut. Un drăguț. Dar mă bucur foarte tare că s-a relaxat. Am gândit problema că doar nu suntem animale. Vorba unei reclame. Și acum pot să-l aduc cu mai multă încredere pe aici. Dacă plecăm mai multe zile printr-o vacanță, chiar am încredere că pot să-l las aici. E așa pe șurcuș. Și eu știu. Așa e. Drăguț. A plecat în expediție, el are treabă, lăsați-l. Doar curios ce se întâmplă în jurul lui. Chiar vorbeam cu Eugen și îi spuneam că eu cred că el este la fel de panicat. Mie, de exemplu, mi-e frică de spațiu, de ideea de spațiu, space, airspace, whatever. Space, spațiu, de în jurul pământului. Da, așa. Space. Și zic, cred că pisica asta, pentru că e obișnuită numai cu ce este în apartament, atunci când o scoți din apartament să ieși cu ea, mă rog, cred că este ca atunci când, ca și cum mai scoate pe mine în spațiu, așa panicat, cred că este. Da, e posibil. Nu, eu așa cred. Da. Mi-am dat seama că am zis de motociclistul ăla, doamne, ce idiot, dar filmai. Păi și ce? Nimic. Poate chiar era, era un vorba idiot. De, păi era, s-a băgat între mașini să depășească. Acum este luni, ne întoarcem și noi la adresă. Nu e așa?
Șobeliaș. Aoleu, vrei înapoi la tine acasă? L-am pus să se întâlnească și cu pisicile părinților mei, dar așa... De la distanță. De la distanță. Adică acum când am plecat, l-au mirosit prin transportor și ieri sau la altă ieri am coborât eu cu el în brațe și tot așa l-am mirosit de la distanță, dar nu cred că sunt făcut să fie prieteni. Dacă îi mai lași. Cred că dacă îi mai lași, da. Dar așa la prima întâlnire, na, cu hâsâială, cu cine ești bătu, cu... Da, astea. Da, uite-te-le, un dulce. Bă.